Salut și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vă voi povesti o nouă istorie, așa că rămâneți cu mine până la final fără să derulați. De asemenea, abonați-vă la canalul meu și apreciați videoclipurile mele cu un like și apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când eu postez. Vizionare plăcută! Doamne, sunt atât de obosită să trăiesc în acest iad! A plâns Marina în inima ei, în timp ce își aduna fica pentru o plimbare. Dar oare așa ar trebui să trăiască o femeie bogată? Oare așa și să ea, atunci când de un an de zile atrăcea cu sârguință atenția unui tip promițător pe nume Victor? Și reușise. Au început să se întâlnească. În curând, el a cerut o încăsătorie, iar Marina era sigură că acesta era biletul ei de aur pentru un viitor prosper. O așteptau buticuri, călătorii, iaturi și șampanie scumpă. Dar realitatea era mult mai dură. Victor lucra toată ziua și uneori rămânea la birou peste noapte. Da, Marina nu se înșelase. Era într-adevăr un tânăr foarte promițător și hotărât, iar scopul său era să-și învârte afacerea în cel mai scurt timp posibil și să asigure familiei sale tot ceea ce avea nevoie. A cumpărat o căsuță cu două etaje într-o zonă de lux a orașului. Era adevărat că primul etaj trebuia renovat iar acum se auzea un mod constant lovituri, găuri, discuții într-o limbă de neînțeles. Pe scurt, nicio liniște. După nuntă, Victor a insistat ca Marina să nască. Dar am vrut să trăiesc puțin pentru mine. A murmurat fata uluită. Nu era pregătită pentru maternitate. Cel puțin, nu acum. Poate mai târziu, într-o zi, peste cinci sau șapte ani dar nu acum. Marina am 30 de ani, e o vârstă excelentă pentru a fi tată. Și la 23 de ani e o vârstă bună. Un corp tânăr. Ar trebui să naște acum, de ce să mai aștepți? Nu poți trăi cu un copil. Vorbești de parcă ai fi pusă într-o cușcă după naștere. Marina nu a putut să-și contrazică soțul. Ei era foarte teamă să-l dezamăgească. Car ar putea găsi pe altcineva care să fie mai ascultătoare. Așa că a fost de acord. Iar după naștere la cererea ei de a angaja o bonă, soțul ei a declarat categoric. De ce avem nevoie de o bonă? Fica noastră are o mamă, am angajat o menajeră. Nu trebuie să gătești și să faci curat, dar este responsabilitatea ta directă să ai grijă de copil. Eu, de exemplu, am fost crescut doar de mama mea, nu am avut nici măcar tată. Și uite ce s-a întâmplat! Cred că am crescut și am devenit o persoană bună, iar tu te poți descurca. În timpul petrecut împreună, Marina și-a dat seama că Victor era un om cu principii. Dacă refuza odată de a insista asupra cererii sale, nu avea rost. Trebuia să-și crească fiica pe cont propriu. Și asta era de nesuportat. Vara era în plină desfășurare, și în loc de plajă și stațiune, trebuia să stea la locul de joacă înconjurată de aceleași mame și să le asculte pălăvrăgeala despre bolile și problemele copiilor. Ca și cum nu ar fi fost nimic altceva de discutat. Așa că astăzi era în drum spre locul de joacă. Când amândouă erau gata să iasă, fata s-a oprit brusc în loc și a clătinat din cap. Vorbea foarte prost și mai mult gesticula. Acum dădea de înțeles că uitase ceva și că nu voia să plece. Rita, ce s-a întâmplat? A suspinat Marina. Ce-ți mai trebuie? Fetița a fugit în cameră și s-a întors cu o minge strălucitoare în mâini. Nu avem nevoie de minge, avem deja un rucsac întreg plin de jucării. Hai să o lăsăm acasă dar fata s-a încăpățânat să dea din cap. Semăna cu tatăl ei prin încăpățânare și perseverență, iar Marina nu avea nicio dorință de a se certa. Luând mingea, au ieșit pe poarta căsuței. Pe drumul spre locul de joacă au fost depășiți de mașini, care au frânat brusc, ridicând o coloană de praf. Marina era cât pe ce să se indigneze, dar buna ei prietenă Iulia a sărit din mașină, iar fericirea ei nu a mai avut limite. Când fetele s-au îmbrățișat, a spus Iulia. Marina, vino cu noi, e o plajă sălbatică nu departe de aici. Am întâlnit astfel de tip încât vei fi uimită. Drăguți, veseli. Mi-au povestit despre acel loc. Dar am spus că voi fi cu o prietenă. Nu mă poți dezamăgi. Și așa am bujorat jucăuș buzele. Iulia, cum îți închipui? S-a mirat Marina și a arătat-o pe fica ei cu privirea. Pe ea unde să o duc? Atunci ia-o cu tine. Vom sta și fata se va juca în nisip. Ce mai contează pentru ea de unde să culeagă nisip? Deci? Confuză Marina a arătat spre mașină. Știu că ești o mamă tânără, le-am spus totul și, în principiu, nu s-au supărat spun băieții sunt foc. Hai să mergem, de ce ziți? Și ea, fără să aștepte acordul prietenei sale, s-a întors și s-a dus la mașină. Marina, uitându-se confuză în jur, și-a urmat repede prietena. Ei era foarte teamă că soțul ei va afla despre isprăvile ei, dar dorința de a fi pe plajă în companie veselă a trecut peste toate temerile ne vom ocupa de probleme pe măsură ce vor apărea, s-a liniștit ea însă și. și cum ar fi aflat Victor? Rare ori tăcea. Mai mult ca un pește. Plaja era sălbatică și, prin urmare, pustie. Șansele de a se întâlni cu cineva cunoscut acolo erau aproape nule. Ei bine, soțul ei se întoarse prea târziu ca să observe absența soției sale. Cu siguranță că până atunci vor fi acasă. După ce s-a liniștit, Marina s-a urcat cu inima ușoară în mașină și a plecat la un picnic pe care nu avea să-l uite niciodată. Odată ajuns acolo, Marina a coborât din mașină și a bătut din palme de încântare. Nu mai fusese niciodată aici, iar locul era minunat. Nisipul cel mai curat și apa albastră ca cerul. Și-a coborât fica pe nisip, iar unul dintre băieți a spus: Hai să mergem puțin mai departe pe acolo. Și-a făcut semn cu mâna în direcția corectă. Malul de aici este abrupt și mai jos este o pistă. Dacă cazi în ea nu vei mai putea ieși. Fetele și-au urmat cu supunere noua cunoștință. E frumos aici, e o pantă puțin adâncă, poate nota și copilul în afară de ele, mai era o familie pe plaja sălbatică. Stăteau cu spatele ușor în față și aveau și un copil mic cu ei. Era un băiețel de vreo cinci ani care a tresărit la vederea Ritei. Fără să acorde atenție nimănui, fetele au început să întindă pătura, iar băieții au descărcat din port bagaj tot ce cumpăraseră pentru picnic. În jumătate de oră, grupul râdea. Făcuseră deja o baie. Băieții? Uitând, se pare că unul dintre ei conducea și beau alcool. Fetele sorbeau șampanie cu cochetărie. Rita și noul ei prieten se jucau un nisip. Totul indica faptul că urmau să aibă o zi minunată. Marina s-a uitat din nou la cuplul care stătea în apropiere. A observat că femeia, care era destul de tânără, avea un costum de baie foarte vechi. Se acoperea, era o sticlă de apă, și atât. Nici mașina nu se vedea nicăieri. Mă întreb cum au ajuns aici. A întrebat Marina în șoaptă, fără să coboare privirea de la ei. Pe jos, a răspuns calm unul dintre băieți. E un drum lung, cam 40 de minute, dar e posibil. Îi cunosc, e vorba de colega mea de clasă cu soțul ei. Nu au mașină, au multe datorii. Ciudat, a spus Marina cu un oarecare dispreț. Nu au bani nici măcar pentru un costum de baie normal. De aceea se duc pe plaja sălbatică. Bineînțeles, nu poți ieși în public în astfel de haine. Și fetele ușor amețite au râs. Dar nu toată lumea are mulți bani. Deodată, același tip s-a ridicat în apărarea cuplului. Aveau și ei o viață bună, cât timp el a lucrat. Au făcut un credit ipotecar, un credit auto, ca toată lumea din așezarea noastră. Și apoi a fost lovit de o mașină la serviciul auto unde lucrează. Cablul s-a rupt. Cum a supraviețuit? Medicii încă se întreabă. Ceva a intervenit și mașina nu l-a strivit complet. Apoi, tot satul a fost cuprins de groază când a aflat de tragedie. A stat mult timp în spital, au vândut mașina ca să-l pună pe picioare. Aliona s-a descurcat bine, nu și-a părăsit soțul. Este asistentă medicală, nu a renunțat. A supraviețuit alături de el acum lucrează singură, întreține întreaga familie și plătește ipoteca. Nu e pentru costume de baie, ați putea face asta. Fetele sunt liniștite acum. Da, când tipul se va face bine, ea își va cumpăra un costum de baie. Dar familia este puternică. Și mie mi-ar plăcea să am o soție atât de devotată. Marina, auzind toate astea, s-a supărat și nu s-a arătat. Cum că este o femeie atât de elegantă și cum că băieții admira o cerșetoare. Dintr-o dată, Rita s-a apropiat de ea cu un pachet de suc și a făcut semn să-l deschidă când fata mulțumită cu bunătățile a alergat la prietena ei și a vrut să le împartă, Marina a țipat pe toată plaja. Fică, nu-l lăsa pe băiat să bea suc din tubul tău. Ce dacă e contagios? Fata era confuză, dar nu a râs ascultând-o pe mama ei, a pus pachetul deoparte, iar tatăl băiatului, luându și fiul de mână, l-a dus la râu să facă o baie. A chemat-o și pe Aliona, dar ea nu voia să nuate și nici măcar să se odihnească aici. Practic, femeia se simțea inconfortabil. Rita, neștiind ce să facă de una singură, a început să rostogolească o minge în nisip. Joaca singură era plictisitoare. Iar cuplul căsătorit, după ce s-a îmbăiat, a plecat repede acasă. Așa e, dați-le drumul. A murmurat Marina, observând că s-au adunat ce te-au deranjat? A întrebat unul dintre flăcăi. Nu știu, a ridicat ea din numeri. Nu vreau carita să se joace cu fiul lor. Cumva sunt. Și ea s-a strâmbat cu sfială. În companie se simțea o oarecare tensiune. Iulia a decis să destindă atmosfera. Haideți, a fost o zi atât de frumoasă. Hai să bem ceva. Și a luat un pahar de coniac, căci termina seră de mult șampania. Tita a stat acolo aproape plângând, privindu-le pe prietenul ei cum era condus de pe plajă. De supărare, a lovit mingea atât de tare cu piciorușul ei mic. Încât aceasta s-a rostogolit pe o mică pantă, direct spre o stâncă abruptă, și a căzut în râu. Fata, speriată, a alergat în aceeași direcție și a vrut să vadă unde căzuse jucăria ei preferată. S-a plecat de pe stâncă, dar nu s-a putut ține. Ați auzit? A alertat Iulia. Ce? Băieții au privit-o surprinși. De parcă ar fi căzut ceva în apă. Un strop de apă. În acel moment fata și-a dat seama și a început să se uite în jur. Marica. A strigat ea. Unde este fica ta? Mama, cu o privire de privigătoare, s-a uitat în jur. Poate a fugit unde? Nu a fugit. Sărind în sus, a strigat Iulia. A căzut în apă. Ți-am spus, am auzit un strop. Grupul s-a repezit la marginea falezei. Dar în apă plutea doar o minge. Rita. Rita, fica mea, a strigat Marina de pe mal. Să o salveze cineva! Eu nu știu să not. S-a uitat rugătoare și disperată la băieți, dar aceștia nu au făcut decât să ridice mâinile. Spuneau că acolo era o pistă, era periculos, nu se putea ieși din ea. Și nu aveau nicio dorință de a se neca împreună cu fata. Marina striga și se grăbea dintr-o parte în alta. Deodată, cineva a sărit pe lângă ei și a sărit în apă. Mihail, nu. Au auzit un strigăt în spatele lor. Marina s-a uitat în urmă și a văzut-o pe Aliona care stătea acolo îngrozită, strângând cu o mână tricoul soțului ei și cu cealaltă brațul fiului ei. Ea și soțul ei nu reușiseră să ajungă prea departe iar când au auzit țipetele marinei, Mihail nu a ezitat să se grăbească să-i salveze. Aliona și fiul ei s-au dus la marginea stâncii și acum, împreună cu toți ceilalți, priveau ce se întâmpla. Părea că timpul s-a oprit în loc băiatul a fost primul care și-a pierdut cumpătul și a început să strige după tatăl său. Aliona s-a ținut cât a putut de bine. Marina a încercat și ea să se controleze. S-a uitat fix la apă și a șoptit un cuvânt ca o rugăciune: Te rog, te rog, te rog! Dintr-o dată, capul ritei a apărut la suprafața apei. Fata avea ochii închiși, era inconștientă, iar în spatele ei a plonjat Mihail. Băieții au coborât cu grijă în apă, mergând atât de adânc cât le permitea fundul, dar nu au putut ajunge la fată. Mihail s-a ferit și s-a scufundat sub apă. Apoi s-a scufundat din nou la suprafață. Era clar că nu era suficient de puternic. A ieșit din nou la suprafață. Ampins-o perita cât de tare a putut în direcția băieților și a intrat sub apă. Era foarte palidă. Iulia a început să-i facă respirație artificială. Marina s-a agitat în jurul lor. Băieții stăteau pe mal, urmărind de la distanță procesul și nimeni nu-i dădea atenție jalei Aliona, care înțelegea că soțul ei nu se va scoate la suprafață, dar continua să se uite cu încăpățânare la apă. Dintr-o dată, Rita a tușit, a deschis ochii și a plâns. Marina a expirat și a luat fica în brațe și a strâns-o cât de tare a putut. Abia acum toată lumea și-a de Aliona, ce se întâmplă cu soțul ei? A șoptit Marina. Unul dintre băieți a clătinat din cap, coborând ochii. Se pare că nu a putut, nu avea destule puteri. Trebuie să sunăm. Serviciile de acolo de tot felul. Pe cine să sunăm? Și s-a uitat la prietenul său, care a îndemnat. Da, o ambulanță. Probabil că și poliția. Sunteți nebuni. Marina s-a uitat la ei cu groază. Ce polițiști! Atunci toată lumea va ști. Ce va ști? Toată compania se uita la mamă cu neînțelegere. Cum ar fi ce? O să afle soțul meu că am fost aici și atât. Și atunci am încurcat-o, chem un taxi și plec de aici. Nu vreau o astfel de faimă. Marina ți-a ieșit din minți. A țipat Iulia. Tipul ăsta chiar ți-a salvat fica cu prețul propriei vieți. Uite! Și a arătat cu degetul în direcția femeii cu copilul. Este îndrăznesc să spun, fiul lui. Și acum este orfan de tată pentru că nu ai avut grijă de fica ta. Și tu chem un taxi. Ei bine, îi sunt recunoscătoare pentru asta. Dar soțul meu nu trebuie să știe nimic despre asta. Tu nu înțelegi, Julia. Îndurerată, Aliona nici nu a observat cum Marina a părăsit locul faptei într-un taxi cu fiica ei. Ea a așteptat ca Mihail să iasă. Când a sosit poliția, a început să implore să-și scoată soțul. Apoi, frenetică, s-a scufundat pe nisip lângă fiul ei și a spus: Nu plânge, micuțule. Probabil că tati i-a dragat în altă parte. ne întoarcem acasă acum și probabil că el este deja acolo. Băiatul s-a liniștit imediat și a început să-și grăbească mama spre casă. Aliona însă și credea ceea ce-i șoptea fiului ei. Ea chiar își dorea să fie așa. Femeia nu voia să creadă că era singură, pentru că nu ar fi supraviețuit fără Mihailiei. Poliția a încercat să o trimită pe femeia acasă, dar aceasta s-a încăpățânat să rămână pe plajă așteptând ca cercetările să se încheie. Apoi, unul dintre ofițerii de poliție a spus nepoliticos. Mamă! Dacă nu vă gândiți la voi, aduceți-vă minte de copilul dumneavoastră. Nu uitați, scafandrii o caută. Vom anunța imediat ce îl vor găsi. Dar băiatul nu trebuie să se uite la cadavrul tatălui său, aveți grijă de psihicul lui. Și femeia, ca și cum s-ar fi trezit din vis, și-a privit fiul. Băiatul nu plângea. Se agăța de mama lui cu tot corpul, privind fix în apă. A luat copilul și s-a întors câteva ore mai târziu, lăsându-și fiul cu mama sa. Dar nimeni nu a fost găsit în acea zi, și nici a doua zi. Trupul lui Mihail a fost găsit de pescari la câțiva kilometri distanță, când a ieșit singur la suprafață. Marina fusese o soție foarte model încă din acea zi. În fiecare zi, când Victor pleca la serviciu, ea o suna pe Julia și se interesa cum decurgeau căutările bărbatului necat. Poliția era la curent cu faptul că bărbatul se necase în timp ce salva un copil dar mama fetiței salvate a plecat mai devreme, nevrând să facă publicitate. Ei bine, era dreptul ei. Nimeni nu putea să oblige la recunoștință. Dar Marina era totuși speriată. De fiecare dată când se întâlnea cu soțul ei de la serviciu, îi scruta chipul pentru a vedea dacă știa ceva. Pe de o parte, înțelegea că ea era vinovată din toate părțile, da, nu ar fi trebuit să se ducă pe plaja sălbatică, da, nu ar fi trebuit să bea, dar. Dacă el nu ar fi ținut-o într-o cușcă de aur cu copilul, dacă i-ar fi dat timp să se odihnească, lucrurile ar fi putut fi diferite și poate că tragedia ar fi fost evitată. Se pare că totul a fost din vina lui Victor. Pe termen lung, ea nici măcar nu a vrut să aibă copilul bineînțeles, este clar că el nu va accepta aceste scuze. Se întreabă ce ar face el dacă ar ști adevărul. Ar divorța de ea în aceeași zi și ar lua fica. Era convinsă 100%. Marina a tresărit. Bine, asta este. Trebuia să se adune și să nu se mai gândească la lucruri rele. Nimeni nu avea să afle vreodată. Gândurile ei au fost întrerupte de sunetul unei mașini care se oprea. Soțul ei era foarte grijuliu și tăcut astăzi. Iar la cină, Marina nu a mai putut suporta asta. Victor, ți s-a întâmplat ceva. Probleme la serviciu? Te gândești mereu la ceva? Nu, a clătinat soțul din cap. Tocmai am auzit o poveste astăzi. Nu pot să mi-o scot din cap. Acum patru zile, un om s-a necat pe o plajă sălbatică. Este o stâncă abruptă și uniaz. Într-un cuvânt, este un loc foarte periculos. Abia azi l-au găsit. Îți poți imagina? Ai auzit ceva despre asta? Și s-a uitat cu atenție la Marina. Ea a clătinat negativ din cap. Nu, este prima dată când aud dar înecat se mai întâmplă. Nu era primul, probabil era beat. Nu, tocmai asta e ideea. S-a necat. A salvat copilul altcuiva. E un erou, știi. Asta e ceea ce cred eu. Aș putea. Să-mi dau viața pentru a mea, e de înțeles. Nici nu m-aș gândi de două ori. Dar pentru copilul altcuiva mi-aș da viața. Cu aceste cuvinte, Victor s-a uitat la fiica lui. Nu pot răspunde la această întrebare pentru mine. Se pare că nu aș putea. Într-un cuvânt, îl admir pe acest om. Marina s-a așezat fără să scoată un sunet, de era teamă chiar să respire. Voia să schimbe subiectul, dar Victor nu o lăsa. Și știi care este cel mai nebunesc lucru din povestea asta? Ce? Aproape că a găsit Marina, ghicind ce urma să povestească: Victor. Mama fetei salvate a fugit de pe plajă imediat după ce bărbatul s-a necat. Vezi tu, nici măcar nu i-a așteptat pe salvatori. Nu i-a păsat. Nu i-a mulțumit soției lui, care, de altfel, era și ea pe plajă și a văzut totul. Femeia a fugit pur și simplu. Tot ce se știe este că s-a îmbătat și nu a avut deloc grijă de copil. Și este numai vina ei. Victor, dar nu cred că e nevoie să judecăm pe nimeni. Noi nu am fost acolo, așa că nu putem ști detaliile dacă era beată sau nu. A spus Marina. Nu se știe niciodată ce se întâmplă în viață. Nu, Marina, știi că eu judec, a spus Victor sfidător. Ce fel de mamă e asta? Nu numai că și-a dus copilul pe o plajă sălbatică, dar nici măcar nu a stat cu ochii pe el se poate așa ceva. Cred că trebuie să fie una dintre acele. Făcu o pauză. Căutând cuvântul potrivit. Din familie vulnerabilă, singură, cred. A născut copilul de la nu știu cine, încearcă doar să se distreze, târându-și copilul cu ea. Mamele normale nu se comportă așa, iar omul ăsta are o familie și un băiețel. Spun că se chinuiau să se descurce, iar acum nu știu cum vor trăi din cauza asta. Din cauza acestei, Doamne iartă-mă! Marina vedea că Victor se înfierbânta din ce în ce mai mult. Acum îi era teamă să-și imagineze ce ar fi făcut dacă ar fi aflat că acest, Dumnezeu iartă-mă, stătea în fața lui. Victor ce ai spune dacă noi doi am merge undeva? A scăpat primul lucru care i-a venit în minte. Bărbatul a privit o surprins. Nu am avut o lună de miere. O luăm perita și mergem la mare. O să te odihnești, că ești un pachet de nervi. El a dat din cap în semn de aprobare. Da, ști, poate că mâine pot să rezolv cele mai importante lucruri de la serviciu și să cumpăr bilete. A două zi, Marina nu mai era ea însă. Și. Era îngrijorată ca nu cumva călătoria lor să fie întreruptă. Aveau nevoie să iasă din oraș până când lucrurile se vor calma. Marina l-a sunat pe soțul ei la prânz, întrebându-le dacă totul se rezolvă. După ce acesta a asigurat-o că totul era bine i-a închis și a expirat. După amiaza, menajera a raportat că o femeie venise să o vadă. Iulia trebuie să fie aici. S-a gândit Marina și a mers repede la poartă. Dar când a deschis-o, a rămas fără cuvinte. În fața ei se afla Aliona. Cum ai găsit? A întrebat Marina în liniște. Unul dintre băieți este coleg de clasă cu mine. El mi-a spus adresa ta. A răspuns Alina cu o voce slabă. S-a clătinat cu ochii negri și cu ciarcăne sub ochii înlăcrimați. Era evident că nu dormise de mult timp, dar Marina nu-i păsa de asta. Aliona o enerva. De ce venise la ea acasă? Ce voia? Soțul ei nu este de readus. Să-i întoarcă recunoștința sau să-i ruineze viața ei, Marinei. Ce vrei? a întrebat Marina, încercând să nu o privească pe văduvă în ochi. Ei bine, ce să zic? Aliona nu a fost deloc atentă la ceea ce spunea. Nu știu dacă știi sau nu, dar Mihail a fost găsit ieri, adică trupul lui. Acum trebuie să-l îngropăm. Nu avem bani, avem datorii. Mihail a fost bolnav mult timp, am împrumutat bani. Și acum. A plâns și și-a șters o lacrimă. Și acum e o înmormântare. Și ce-mi pasă mie? Au ftat deschis Marina. Ce vrei de la mine? A privit-o Aliona și a șoptit. Am crezut că mă vei ajuta cu bani. Am să-ți dau până la ultimul bănuț. E adevărat, nu-ți voi da imediat, dar pot să-ți dau înapoi în timp. A, deci ai venit să-mi ceri bani un fel de plată pentru viața fiicei mele. Chiar crezi că doar pentru că a plonjat pentru fica mea, îi sunt datoare întregii tale familii. Serios. Marina a început să se înfierbânte. Apropo, nu i-am cerut să o facă. A fost decizia lui, nu a calculat, așa că a ieșit așa cum a ieșit. Eu nu am avut nimic de a face cu asta. Și să nu faci să fie vina mea. Bine. Nu pleca. Rămâi aici. Femeia a intrat în casă și s-a întors câteva minute mai târziu, strecurând câteva bannote mototolite în mâinile alionei. Asta e tot ce este. Și nu mai veni aici, nu-ți mai pune problemele pe tapet, rezolvă-le singură. A plonjat, s-a necat, nu l-am împins eu. Aliona nici măcar nu-și mai găsea cuvintele de șoc. Nu se aștepta la o asemenea reacție din partea mamei fetei salvate. Dacă cineva i-ar fi salvat fiul, i-ar fi dat totul acelei persoane și i-ar fi sărutat picioarele pentru tot restul vieții. Dar aici era atâta nepăsare. A ridicat capul și, fără să se uite măcar la valoarea nominală a bannotelor din mână, i le-a aruncat în fața Marinei. Cât de josnică ești, nea te cu banii tăi, binefăcătoare! știu, cel mai rău este. Că cunoscându-le pe soțul meu, el ți-ar fi salvat fica indiferent de situație, chiar dacă ar fi știut dinainte de natura ta urâtă. Eu, pe de altă parte, dacă aș fi putut derula timpul înapoi, nu l-aș fi lăsat să sară, i-aș fi atârnat o piatră de gât, dar nu l-aș fi lăsat. Aliona s-a întors și a plecat repede, iar Marina, uitându-se în jur, adunând bancnotele și asigurându-se că nimeni nu a văzut această scenă. A închis repede poarta. Câteva zile mai târziu a avut loc în mormântarea lui Mihail. Au venit mulți oameni, majoritatea străini. Vestea tragediei lui Mihail a zburat în sat. Oamenii au venit să-și a rămas bun de la erou. Contrar așteptărilor a în înmormântarea a fost foarte demnă. Mulți oameni nu au fost indiferenți și, după ce au aflat în prealabil despre situația dificilă a văduvci, au lansat un strigăt. Oamenii au început să aducă bani la văduvă, atât cât au putut. Alionei nu-i venea să creadă ce se întâmpla. Să spui că le era recunoscătoare ar fi puțin spus, dar trebuia să meargă mai departe cu viața ei. Și-a petrecut primul an ca în ceață. Doar gândurile la fiul ei au făcut-o să meargă mai departe. Pavel creștea, a mers la școală. Aliona a lucrat zi și noapte și a luat o slujbă suplimentară ca asistentă medicală. Trebuia să achite încet datoriile acumulate în timpul vieții soțului ei, să plătească ipoteca și să mai aibă din ce trei. A ajutat foarte mult mama, luându-și adesea nepotul cu ea. Când Pavel avea 9 ani, la spitalul unde lucra Aliona a fost internat un pacient cu un atac de apendicită. Acesta era mult mai în vârstă decât Aliona, dar când și-a revenit și a început să-i dea semne de atenție, femeia l-a refuzat la început. Apoi a decis că de ce să nu încerce o nouă relație este întotdeauna posibil. Bărbatul este suav, arătos, divorțat, spune că iubește copiii, iar fiul ei duce o lipsă disperată de atenție masculină. Numele noului pretendent era Roman. Aliona l-a prezentat fiului ei. Era foarte îngrijorată, invitându-le pe bărbat acasă pentru prima dată de la moartea lui Mihail. Dar toate temerile au fost în zadar. Pavel și Roman au găsit rapid un limbaj comun. Băiatul i-a povestit oaspetelui despre hobiurile sale, despre studiile sale, iar el asculta cu atenție, întreba ceva, dădea din cap în semn de acord. Aliona a suspinat ușurată. Dacă totul se va rezolva între ea și Roman, atunci așa să fie. Alături de ei va fi umărul unui bărbat puternic. Pavel va avea un tată, iar ea, în sfârșit, nu va trebui să lucreze toată ziua și toată noaptea o lună mai târziu s-au mutat în apartamentul lui Roman. Era un apartament spațios, cu trei camere, iar Pavel avea în sfârșit camera lui. Roman era foarte amabil, înțelegător, iar Alionei nu-i venea să creadă că există astfel de oameni. Și, după cum și-a dat seama mai târziu, avea dreptate să creadă asta după un timp, a început să observe că Roman era din ce în ce mai iritabil, iar Pavel era cel care le nerva. Nu, băiatul nu făcea nimic deosebit, doar le nerva pe bărbat cu prezența lui. Băiatul, din potrivă, căuta ceva. Odată chiar i-a spus tati. La care bărbatul i-a răspuns. Nu-mi spune așa. Nu sunt tăticul tău, spune roman. În acel moment, Pavel s-a îndepărtat cumva de el și nu a vrut să-i mai spună nimic. Dar Roman nu s-a supărat cât de puțin. Aliona era îngrijorată, neștiind ce e bine să facă. Un incident a pus totul la locul lui. Într-o zi a venit acasă de la serviciu și din prag și-a auzit fiul plângând. Fără să se descalțe, a intrat în fugă în cameră și l-a văzut stând în picioare într-un colț. Spatele și picioarele erau brăzdate de roșu. Pe podea era întinsă o centură de soldat. Roman s-a întins impunător într-un fotoliu și, zâmbind, a spus: Ai venit? Ascultă ce a făcut fiul tău! Aliona nu avea de gând să asculte nimic. Văzând copilul plângând, a fost cuprinsă de furie. A apucat cureaua și a început să-l biciuiască pe Roman cu ea. Bineînțeles, femeia nu a reușit să-l pedepsească cum trebuie, dar l-a lovit de câteva ori. Când Aliona i-a făcut semn mult și a luat cureaua, el a strigat. Ți-a si ieșit din minți. Ce faci? Mai bine l a educa pe băiatul tău, el a ajuns să fie un blec. Tata m-a biciuit ca pe o vacă când eram copil, așa am ajuns bărbat. Și apoi a primit de câteva ori și se plângea două oră. Aliona a lăsat cureaua și s-a întors spre fiul ei. Făți bagajele, Pavel, ne întoarcem la noi acasă. După care și-a pus o cruce mare și grasă pe viața ei personală. Și-a dat seama că copiii altora nu doresc, și în mod constant să fie îngrijorată dacă noul ei soț nu rănește copilul, în timp ce Aliona la locul de muncă nu mai vrea. Romana a venit de câteva ori, a convins-o să se întoarcă spunând că a făcut o greșeală și că acum a reconsiderat totul și se va comporta diferit. Dar Aliona a fost de neclintit. A dezvoltat un sentiment persistent de dezgust față de roman și, treptat, el a încetat să mai încerce. A lucrat din nou non-stop, dar acum era mai ușor, în sensul că fiul ei încerca să fie independent, stătea singur acasă, își făcea temele și își gătea singur mâncarea. Aliona nu-și mai făcea griji pentru băiatul ei. Într-o zi, când se întorcea de la serviciu, s-a simțit amețită și s-a așezat pe bancă pentru a-și reveni. Probabil că era obosită și supra-solicitată. După ce s-a așezat și a băut puțină apă, a vrut să meargă mai departe. Ceea ce i-a atras atenția a fost o mașină albă uriașă care a oprit în apropierea ei. Aliona nici măcar nu l-a băgat în seamă pe bărbatul care a coborât din ea. Dar când ușa din partea pasagerului s-a deschis, a apărut o femeie. Aliona a tresărit. Ar fi recunoscut-o chiar și într-o mulțime de mii de oameni. Era Marina. Arăta cu siguranță chic, iar un bărbat ajuta o fată într-o frumoasă rochie bej să intre din cabină părea să aibă în jur de șapte ani, iar femeia și-a dat seama că era aceeași fetiță pe care soțul ei o salvase cu câțiva ani în urmă. Tatăl și fiica lui râdeau, discutând ceva, iar Marina îi urmărea cu o față nemulțumită. Familia a intrat în centrul comercial. Aliona stătea încă pe bancă. O ora pe Marina cu fiecare fibra a ființei ei. Și oricât de mult nu voia să recunoască, al ura și a pe fată. La urma urmei, dacă nu ar fi fost din cauza ei, Pavel al ei ar fi trăit acum cu o familie completă. Și-a amintit imediat de Mihaila ei, iar ochii femeii s-au umplut de lacrimi. Cât de mult îl iubea! Era probabil singurul bărbat pe care îl putea iubi în viața ei. Marina, pe de altă parte, era foarte nefericită, Victor îi spusese astăzi că are o zi liberă și că familia va avea parte de o surpriză. Marina credea deja că vor merge la un restaurant, dar în schimb el a dus-o la mall pentru a îmbunătăți garderoba fiicei sale. Apoi, planul era să meargă la un magazin de jucării și la o gelaterie, pe care Rita pur și simplu le adora. Rita, Rita, Rita. Totul pentru fiica lui ca și cum Marina nu ar fi fost nimic. Lui Victor îi plăcea să-și răsfețe fica, iar Marina era bucuroasă că soțul ei se împăcase cu ideea de a nu avea un al doilea copil. Victor își dorea cu adevărat un fiu și insistase de mult timp să aibă unul. Dar Marina nu avea de gând să aibă un alt copil. Multă vreme s-a prefăcut că suferă, oricâte eforturi ar fi făcut, dar sarcina mult așteptată nu a venit, iar ea însă și-a luat pe ascuns pastilele de la soțul ei. Apoi, dându-și seama că Victor nu va renunța pur și simplu, femeia a decis să înșele. A făcut o înțelegere cu ginecologul ei. Acesta, pentru o sumă frumușică de bani, a pus la cale concluzia că Marina, din cauza anumitor circumstanțe, nu poate deveni niciodată mamă, și apoi, într-o zi, când Victor s-a întors de la serviciu, și-a găsit soția în lacrimi. Actriță, trebuie remarcat, Marina era frumoasă. Întrebată ce s-a întâmplat, Marina, cu o mână tremurândă, i-a întins un document. El s-a uitat la el și a spus: Explică-mi singur ce scrie în el, eu nu sunt versat în termeni medicali. Înțelegi, a început Marina, plângând cu intermitențe. Când numeroasele noastre încercări s-au soldat cu un eșec, am decis să mă supun unui examen complet la clinică. Medicii ei au ajuns la concluzia că nu voi putea deveni niciodată mamă. Știi, Doamne, cât de mult mi-am dorit un al doilea copil. Și acum ce acum? Și ea a plâns mai mult ca niciodată. Victor stătea acolo, fără să știe ce să spună. Marina. A început el, dar poate că ar trebui să mergem la altă clinică. Să mergem la una străină. Poate că doctorii au greșit. Tu nu înțelegi nimic. Marina a sărit în sus ca o speriată. Nu te gândești decât la tine. Habar n-ai ce înseamnă pentru o femeie tânără și sănătoasă să primească concluzia că este deja incompletă și niciodată, auzi, niciodată nu va putea fi mamă. Și acum vrei să trec prin asta a doua oară și să o ascult din nou. Și apoi poate a treia. A cincea. A zecea. Sigur, dă drumul. Nu sunt om, sunt doar un incubator pentru ca tu să-ți cresc copiii. Și dacă se strică, poți găsi oricând altul. Așa funcționează. Ei bine, hai să divorțăm. Dacă nu-ți mai convine cum sunt eu. Marina știa că exagerează, dar nu avea cum să iasă din asta. Dacă îi dădea drumul acum, el o va târâ la toate clinicile, iar apoi, în prima, planul ei se va prăbuși ca un castel de cărți de joc. Iar ea nu avea de gând să nască. Numai Cărita nu mai era în brațele ei și era mai mult sau mai puțin independentă, iar Marina a oftat liber. Și acum totul se repetă. Scutece, scutece! Victor a înțeles că soția lui era agitată, așa că a luat-o în brațe și a ținut-o aproape de el nu avea niciun motiv să nu aibă încredere în ea. Bărbatul înțelegea că nicio o femeie sănătoasă la cap nu și-ar fi atribuit astfel de diagnostice de degeaba. Nu-ți face griji, scumpo. I-a șoptit el o să trecem peste asta. O avem perita. Raza noastră de soare. Un copil înseamnă unul singur. Iar tu nu ești un incubator. Ești soția mea iubită. Și cu siguranță nu te voi părăsi. I-a mai șoptit multe alte cuvinte dulcitandre, fără să o vadă pe Marina zâmbind victorios. Când totul în familie s-a îmbunătățit, Marina și-a dat seama că viața ei personală trebuia să se diversifice urgent. Flirtul ei ușor cu un antrenor de fitness se transformase de curând într-o relație în toată regula și ea s-a aruncat cu capul înainte. Începând această relație, Marina tremura rău de tot. Era pentru prima dată când își înșela soțul. Pe de altă parte, ce voia? Victor dispăruse toată ziua la serviciu. Iar Marina este o femeie tânără și frumoasă, atrăgând atenția bărbaților. Cum viața s-a așezat și și-a urmat cursul. Marina era într-o dispoziție proastă astăzi. Încă o dată, o întâlnire cu un tânăr iubit a fost întreruptă. Și din această cauză, Victor i-a cerut soției sale să meargă cu fica ei pentru a obține un nou smartphone. Dar de ce ar vrea să meargă? Fata este destul de mare, se întâlnește cu băieți, ar putea să o facă singură. Dar ea nu putea să-și refuze soțul. Înainte de a ieși din casă, Marina i-a aruncat o privire fugară în oglindă. Arăta frumos. Cum ar putea cineva să-i ghicească vârsta reală aici? Era acolo, o frumusețe atât de tânără. Femeia s-a grăbit, văzând că fiica ei o aștepta deja în mașină, împreună cu șoferul lui Victor. La urma urmei, putea să plece singură din nenorocita asta. Deși unde să se ducă fără bani? Când a ajuns la magazin, Marina a observat imediat vânzătorul care s-a apropiat de ei. Tipul vorbea, iar Marina l admira. Cât de tânăr și de cipeș era. Nu, serios, foarte cipeș păr negru ondulat, coafat într-o coafură la modă și ochi. Genul de ochi pe care îi vezi doar în filme, parcă radiau lumină. Dar nu-i scăpase din vedere că și Rita se arătase interesată de el mulțumesc, Pavel. Îi mulțum Marina în timp ce și împacheta geanta de cumpărături. Sunteți atât de minunat, ne-ați explicat totul. E rar să găsești vânzători atât de pricepuți vom veni doar la dumneavoastră data viitoare. Bineînțeles, cu mare plăcere. A răspuns el, rămânând cu ochii pe Rita. Rita a coborât cu modestie ochii, a luat sacoșele și a ieșit din magazin. Mama ei a urmat-o, iar la întoarcere acasă, Marina a exclamat. Rita, ce uitu ce suntem! Am cumpărat un telefon, dar nu am luat nici husă, nici căști. Dar nimic, mă întorc la magazin și cumpăr totul. Doamne, cum putem fi atât de prostuți! a spus Rita brusc. Mamă, calmează-te! Nu mă lua de proastă. Chiar crezi că nu văd? Știu de ce trebuie să te întorci la magazin și cu siguranță nu-ți faci griji pentru mine. Nu-ți mai răvăși penele bătrâne în fața băieților tineri. Bietul, tata! De cât-i pui coarne. Mi-e rușine să primesc prieteni la mine, pentru că dacă unul dintre ei e drăguț, tu ești acolo. Cum vorbești cu Maică, ta puștoico? Marina s-a înfuriat. Deci te comporți ca o mamă? Ce fel de exemplu îmi dai? Nu mai vorbi prostii. A strigat Marina. Știi cum se spune? Ouăle nu pot învăța o găină. Cine te crezi? N-am să mai aud niciodată așa ceva. Nu o să mai auzi. A spus Rita pe un ton mai liniștit. Dar cu condiția să nu te întorci la magazin ca să dai din coadă la tânărul vânzător. În caz contrar, mă vei lăsa cu condiții. O întrerupse Marina. În caz contrar, a continuat fica, fără să ia în seamă strigătele mamei sale. Ei voi spune totul tatălui ei, altfel te va prinde chiar el în flagrant delict, ca să zic așa. Îl iubesc foarte mult pe tata și nu spun nimic pentru că nu văd nimic, ci pentru că îmi pare rău pentru el. El nu merită o soție ca tine. Rita tremura de furie și indignare. Voia de mult timp să vorbească cu mama ei, pentru că comportamentul acestei femei era revoltător. Nu a vrut să asculte țipetele mamei sale și a spus totul. În tăcere s-a întors și a plecat. În curte a luat-o pe prietena ei, care împlinise de curând 18 ani. Părinții ei îi dăruiseră o mașină nou-nouță de ziua ei. Alina, bună! Nu ai treabă acum. Hai să mergem, să mergem undeva. O oră mai târziu, fetele stăteau în mașină, privind cu atenție la ușile imense de sticlă ale magazinului în care Rita își cumpărase recent smartphone-ul. Mai era încă o jumătate de oră până la închiderea magazinului. Rita a bombănit Alina nemulțumită. O să stăm aici. Haide să intrăm înăuntru și să-ți vedem băiatul cel cipeș. Nu. Se sperie Rita, Abia am fost aici. O să știe că am venit intenționat. Bineînțeles că va ști. Cum ai de gând să-l cunoști? Și ce vei face cu Dumitru? Ar trebui să vă întâlniți. Crezi că va fi atât de calm dacă îi spui că-ți place altcineva? Apropo, Dumitru e un tip complicat și foarte răzbunător. Nu cred că ar trece peste așa ceva o să mă gândesc mai târziu, e cam de vreme. Nu știu dacă lucrurile vor merge bine cu tipul ăsta sau nu. Poate că are o prietenă. Când te-a oprit asta? A zâmbit Alina. O jumătate de oră mai târziu. Personalul magazinului a început să se disperseze spre casele lor. În mulțime, Rita aproape că l-a zărit pe cel mai înalt tip, care ieșea în compania unor fete care erau angajate ale magazinului. Acolo, iată, a spus Rita brusc: Pornește mașina, Alina, hai să-l urmărim! O să-l urmărim! Se miră prietena ei. Nu bine, cum spui tu? Nu mi-e greu! Să-l văd acum, bineînțeles că nu pot, dar, după cum se vede, tipul e la mare căutare în rândul sexului feminin. Uită-te la mulțimea de fete care îl urmăresc. Pavel a mers cu colegii săi până la colț, apoi, după ce și-a luat rămas bun, a fugit spre stația de autobuz. Nu a observat mașina care îl urmărea. Se gândea la fata pe care o întâlnise azi în magazin. Mama ei era un pic ciudată, desigur, dar avea un miros de bogăție în jurul lor. El trebuia să economisească pentru un smartphone ca cel pe care și-l cumpăraseră de câțiva ani, iar pentru ei probabil că nu era nimic. Pavel a suspinat. Cum nu i-ar plăcea fata, nu putea concura cu ea, un simplu vânzător. În acea seară, Rita și prietena ei l-au însoțit pe băiat acasă, dar ea nu a avut curajul să se întâlnească cu el, nu voia să pară că se agață de el, trebuia să se gândească la toate în detaliu. A doua zi s-a dus la magazin sub pretextul de a-și lua căști și o husă pentru telefon. Și din fericire! Pavel era la serviciu. Mama, ești acasă! Am ajuns! a strigat Pavel când a intrat în apartament. Aliona, ea însă, și abia întoarsă din tură, reușise deja să pregătească o cină aromată pentru fiul ei. Spală mâinile, fiul meu! A privit ea din bucătărie. Acum o să luăm cina. Miroase atât de bine! Și-a strâns ochii în timp ce se așeza la masă. Când reușești să le faci pe toate, mamă! De câte ori ți-am spus, ești și așa destul de obosită. Vino acasă de la serviciu, odihnește-te puțin, pot să pregătesc eu un sămicina pentru amândoi. Nu mă deranjează, a făcut Aliona cu mâna. S-a așezat vizavi de el și și-a sprijinit mâna pe obrazul lui. Haide, povestește-mi despre ziua ta, ce noutăți. Știi, mamă, am întâlnit azi o fată așa. Ieri a fost cu mama ei să cumpere un telefon de la mine. Iar astăzi s-a întors să cumpere o husă pentru el, am început să vorbim. Știi, e atât de. Atât de tare. Oricum, am crezut că o fată ca ea nu mi-ar acorda niciodată atenție. Dar mi-a dat de înțeles că nu ar fi deranjată să mă cunoască. Mâine e ziua mea liberă și mă voi întâlni cu ea. Are numele comun Rita și numele complet Margareta, ca o floare doar că nu știu unde ar trebui să o duc. Mamă, din câte se pare, fata provine dintr-o familie foarte înstărită. Și ce pot să-i ofer? Un cinematograf sau o cafenea? Aliona, care simțea o înțepătură urâtă în stomac la menționarea numelui fetei, nu-i dădu însă nicio atenție. Să-ți spun ceva, fiule, dacă o fată te place cu adevărat, va merge cu plăcere la o cafenea sau pur și simplu se va plimba în parc. Dar eu nu am încredere în ele, în cele bogate. Ei nu au nevoie de muncitori simpli ca noi. Și tu trebuie să alegi o fată mai simplă. Dar asta depinde de tine, bineînțeles. Spunem cum te descurci la școală și când este următoarea sesiune. Pavel s-a descurcat bine în clasa 11. -a. Avea o mare dorință de a obține o educație superioară, dar Aliona nu și-o putea permite. Amândoi au înțeles. Apoi, băiatul a luat o decizie independentă. Imediat după terminarea școlii, și-a găsit un loc de muncă ca vânzător și, după ce a strâns niște bani, s-a înscris la cursuri prin corespondență. O să-mi plătesc singur taxele de școlarizare, mamă, a spus el, voi lucra și voi studia prin corespondență. Nu-i nimic, deja muncești din greu pentru a ne întreține. E de ajuns acum, ne vom descurca. Refuză să demisioneze ca asistentă medicală. Aliona a refuzat. Femeia s-a simțit vinovată. Toată viața lor abia dacă reușiseră să se descurce. Și nu aveau economii. Fiul ei urma să se căsătorească, și ea nu avea pe ce să-i cheltuiască. Nu putea nici măcar să-i plătească educația. A doua zi, Pavel și Rita s-au întâlnit în oraș. Băiatul era puțin stânjenit, ducându-și fata la cinema. Ce altceva putea să-i ofere acestei frumuseți răsfățate? Iar Ritei nu-i păsa. Era gata să se plimbe prin oraș cu acest tip, ținându-se de mână. Doar vederea ochilor lui expresiv o lăsa cu gura căscată. Pentru prima dată în viața ei se îndrăgostise atât de complet. Se părea că era gata să-l urmeze pe Pavel până la capătul lumii. Relația a intrat într-o spirală rapidă. Ca elevă în clasa 11 -a, imediat după terminarea școlii, Rita traversa în grabă jumătate de oraș până la un magazin cunoscut, doar pentru a-l vedea pe Pavel și a avea câteva cuvinte cu el în prima zi în care Rita a mers la o întâlnire cu Pavel. I-a dat peste nas actualului ei iubit, Dumitru. Dumitru era un bogătaș de 19 ani. Era total nepregătit pentru această întorsătură a evenimentelor, să-i dea papucii. Cum ar fi putut? De obicei, fetele îl urmăresc, și el le părăsește când s-a jucat cu ele. Și aici, la Dumitru, iubitor de sine, i-a jucat feste. Alina a tăcut ca un partizan și nu a vrut să-i explice motivul unei rupturi atât de bruște în relația lor. Atunci, Dumitru a decis să dea el însuși de urma fostei sale prietene. S-a dovedit a nu fi deloc dificil. Dumitru nu a trebuit decât să meargă cu mașina până la școală, și acolo era Rita, grăbindu-se spre stația de autobuz. Unde mergea? În direcția opusă celei în care se afla acasă. Când Dumitru și-a dat seama că motivul despărțirii era un alt tip, s-a înfuria. Cum Rita fi putut să-l schimbe cu un vânzător oarecare? un tip obișnuit, un fraier, iar pe Dumitru doar Adida și lui valorează mai mult decât toate hainele acestui vânzător și, probabil, mai mult decât toate lucrurile lui. Dumitru nu putea să lase totul așa, așa cum făcuse cândva însă și Rita. A așteptat până la sfârșitul zilei de lucru a lui Pavel și când acesta a ieșit din magazin s-a îndreptat impunător spre el, da, 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 poți să te dai la o parte. Trebuie să vorbim. Pavel a ridicat din umeri cu perplexitate și l-a urmat pe bărbat până la mașina lui. Dumitru s-a apropiat de mașina lui, s-a sprijinit de ea și s-a jucat ostentativ cu cheile. Privindu-le amenințător pe Pavel în ochi. O cunoști perita? Deci este a mea." După aceste cuvinte, Pavel a înțeles imediat cine era în fața lui. Margareta îi povestea despre fostul ei iubit, cu care nu se întâlnise serios, din plictisială, și de care se despărțise imediat, de îndată ce l-a cunoscut pe Pavel. Din câte știu eu, o fostă iubită. Zâm Pavel. V-ați despărțit și acum se întâlnește cu mine. Așa crede ea că ne-am despărțit, dar nu depinde de ea. Eu, unul, nu m-am despărțit de ea. De fapt, Rita e doar supărată pe mine, așa că a decis să te implice pe tine ca să mă facă gelos. Când se va liniști, lucrurile se vor îmbunătăți între noi. Nu prea cred, a zâmbit Pavel. Nu mă înțelegi. Dacă te mai văd vreodată lângă Rita, îți rup picioarele. Pot să mi le rup chiar acum. Ce te oprește? Îți spun chiar acum, nu voi renunța la Rita. Iar tu ești curajos. Ei bine, vom vedea asta. Dumitru s-a ridicat și și-a evaluat adversarul. Da, poate că, într-o confruntare directă, ar fi pierdut în fața acestui tip. Pavel era mai înalt, mai înalt în numeri și, judecând după mersul său, sportul nu era străin. Dar locul preferat al lui Dumitru erau cluburile. Așa că te-am avertizat, trage concluzii. A strâns Dumitru printre dinți, retrăgându-se spre portiera șoferului. Și nu arunc cuvintele în vânt. Data viitoare când o să te văd cu Rita o să regreți că te-ai născut. Dar asta dacă vei trăi. Oh, ce amenințări! A râs Pavel. Am să repet, nu voi renunța la Rita. Aceste cuvinte le-a rostit după plecarea mașinii în care stătea așezat, clocotind de furie, Dumitru. Era obișnuit ca totul în viață să-i vină ușor datorită banilor tatălui său și oamenii îi radiau mereu când îi vedeau hainele scumpe și mașina mișto. Dar aceia erau oameni deștepți, se gândea Dumitru. Asta trebuie să fie un prost, iar proștii sunt învățați, dacă încearcă să nu mă asculte și nu era vorba că Dumitru avea atâta nevoie de Rita. Nu, avea o mulțime de fete ca ea. Dar egoul său rănit ce reacțiune. După câteva zile, Dumitru s-a convins că vânzătorul acela nu-l înțelegea și a continuat să ia Rita. Dumitru stătea în mașina lui și îi privea cum mergeau pe stradă ținându-se de mână. Rita se râdea, iar Dumitru clocotea din înăuntru. Tipul știa deja ce avea de gând să facă. luându și ochii de la cuplul enervant, l-a sunat pe unul dintre cunoscuții săi. Alexei, bună! Am un caz pentru tine. Ai contactele acelor bătăuși. Da, da, aceeași cop brigadă care oferă anumite servicii. Dar, bineînțeles, pe bani. Uite, punem mă în legătură cu ei, am o treabă bine plătită pentru ei. Ce mai contează pentru tine? Unui purice trebuie să se dea o lecție. O lecție bună! Dumitru l-a urmărit pe Pavel cu mașina lui, mergând pe strada întunecată. Chiar acum, Pavel a văzut o perită acasă și s-a întors pe jos, pentru că autobuzele nu mai circulau. Îndemnând la ora târzie: Ce să rântoc, nici măcar nu e în stare să se numească taxi. A rânjit Dumitru conducând încet mașina, Dumitru a așteptat momentul în care Pavel a intrat pe o străduță întunecată. În afară de șofer, în mașină stăteau patru tipi mari, umflați, cu aspect de gangsteri. Tipii ăștia prestau niște servicii și se vorba despre ei ca și cum ar fi fost niște duri de tot. Și noi o să-l urmărim multă vreme. A bombănit unul dintre sportivi, E pe cale să se întoarcă și să încetinească. Acolo îl vom prinde. Hai să discutăm, însă, imediat despre condiții. Cum îl rostogolim pe tip? De tot? Nu, nu trebuie de tot. Dumitru s-a emoționat. Îi rupem picioarele și gata. Ca să-și petreacă restul vieții într-un scaun cu rotile. S-a făcut, răspunse sportivul, trăgându-și cagula pe față. Atenție, dacă tipul îl arată cu degetul spre tine, uite de noi când te vor prinde întreg. Când te vor prinde, ar fi bine să nu ne pomenești. Pe mine nu mă vor putea prinde. A spus Dumitru cu pompă. Știi cine e tatăl meu? Știm. Am râit printre din sportivul. În regulă, a virat clientul încetinește. Pavel a mers acasă fericit, gânditor la Rita. Cât de mult îi plăcea fata asta! La început i s-a părut că Rita era o fată răsfățată, dar s-a dovedit a nu fi deloc răsfățată cu bani și foarte ușor de vorbit, cel puțin în fața lui Pavel. Nu s-a lăudat niciodată cu bogăția ei, și era fericită să meargă la cinema cu Pavel să se plimbe prin oraș și să viziteze cafenele ieftine. Chiar dacă Pavel simțea în mod clar inegalitatea lor socială, undeva în adâncul inimii sale exista speranța că lucrurile ar putea funcționa, pentru că nu dorea ca tânărul cuplu să se despartă noaptea. Meditând, Pavel a ieșit clătinându-se, cu un ușor zâmbet pe buze. Când din întuneric un flăcău cu aspect sănătos a făcut un pas spre el, cu brațele strânse. Nu îi se putea vedea fața, după cum s-a dovedit mai târziu, nu numai din cauza întunericului, ci și pentru că purta o cagulă. La început, Pavel nici nu s-a îngrijorat, credea că pur și simplu fusese confundat cu altcineva. Dar apoi a răsunat în spatele lui o voce de bărbat, care i s-a părut vac familiară. Ne-am întâlnit în sfârșit, ți-am promis. Pavel s-a întors și l-a zărit pe bărbatul care vorbea. Era fostul iubit al Ritei, cel care l-amenințase cu câteva zile în urmă. Să nu spui că nu te-am avertizat." A zâmbit Dumitru. Și mă țin de cuvânt, după cum vezi." Aliona lucra în tura de noapte și totul părea să fie ca de obicei, doar că Pavel, din anumite motive, nu-i răspundea la telefoane. Acest lucru o făcea pe femeie să fie puțin îngrijorată fiul ei a sunat înapoi după un timp. Acest lucru se întâmpla întotdeauna. Aliona s-a liniștit cu aceste gânduri, că probabil Pavel a adormit, epuizat după ziua de lucru. A reușit totuși să iasă după serviciu cu noua lui fată. Alina nu era de acord cu relația lor, aflând că fata provenea dintr-o familie bogată. Femeia credea că o astfel de relație nu putea duce la nimic bun, dar el trebuia să se descurce singur. Aliona era îngrijorată mai ales dimineața, deși era încă de vreme. Dar de obicei Pavel era deja treaz pentru muncă. Așa că nu numai că nu a sunat înapoi, dar telefonul său a rămas indisponibil. Femeia abia așteptase să se termine tura, era pe punctul de a se grăbi spre casă, când a fost chemată în prac. Aliona, ai putea să lași fișa medicală în drum spre camera de urgență. O să le aduc fără probleme. A coborât în lift, iar inima ei s-a încleștat de un sentiment rău. La ieșire, și-a tras răsuflarea și s-a repezit în sala de așteptare. În acel moment, un pacient era adus pe o targă cu o ambulanță. Imaginați-vă un băiat tânăr. L-au găsit chiar când se lumina. Nu știu cât timp a stat acolo. A fost bătut. Bătut cu brutalitate. Bineînțeles, a trebuit să meargă direct la secția de terapie intensivă. Paramedicul de pe ambulanță, o asistentă de la urgențe, i-a spus. Aliona însă și nu înțelegea ce a determinat-o, ce forță a făcut-o să se apropie de targă și să se uite la fața bărbatului bătut. Inima ei a încetat să mai bată, un văl i-a acoperit ochii. Femeia s-a prăbușit în fața targăi. Ce se întâmplase cu ea? S-a întrebat paramedicul. E asistenta chirurgicală, nu-i așa? Da, e Aliona. S-a uitat la bărbat și s-a prăbușit imediat. Poate o cunoștință, dar dacă e. Doamne, mi-a spus că are un fiu de vârsta asta, Doamne ferește. Aliona a venit întinsă pe canapia. Unde o mutaseră asistentele? Și-a amintit totul deodată. Tipul, tipul pe care l-au adus în ambulanță. E la terapie intensivă. Aliona îl cunoști. A sărit în sus, nu a răspuns și a ieșit în grabă din camera de urgență. Se pare că am avut dreptate, e fiul ei, a murmurat asistenta. Ce jale, în ciuda faptului că Aliona era asistentă medicală, nu avea voie să intre în secția de terapie intensivă, oricât de mult s-ar fi grăbit. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a-l ajuta pe fiul dumneavoastră, dar nu trebuie să-l vedeți acum. Credeți-mă, nu puteți face nimic pentru a-l ajuta. Poftim, luați lucrurile deocamdată, Medicul puse o geantă cu haine într-o mână a femeii și în cealaltă un telefon închis al lui Pavel. Aliona a luat aparatul și a apăsat din greșeală butonul de pornire. Telefonul a sunat vesel, iar ecranul a clipit. Economizorul de ecran arăta chipul lui Pavel, cu obrazul apăsat pe obrazul fetei. Iată, Rita! S-a gândit Aliona, îmi spusese cât de multe fiul ei și nu-i arătase niciodată poza. Numeroase mesaje de pe rețelele de socializare chiar de la această rită au clipit pe ecran. Pavel, unde ești? Unde te-ai dus de ce nu răspunzi? Pavel, mă auzi? Pavel, m-am săturat să te tot sun. Ce s-a întâmplat? Aliona a dat click pe unul dintre aceste mesaje s-a dovedit că pe pagina fetei. Ce statut interesant avea! Preferatul meu, cel mai bun din lume. Asta a scris ea despre Pavel. Înghițindu-și lacrimile. S-a gândit Aliona. Poate că nu am dreptate. Poate că ea chiar îl iubește foarte mult. Va trebui să o anunțăm ce s-a întâmplat, dar mai târziu, când Pavel își va reveni. Și Pavel trebuie să-și vină în fire, altfel nu mai am niciun motiv să continui să trăiesc. Întregul meu sens al vieții este doar în fiul meu. Îmi pierdusem deja odată iubitul meu soț, dar acum era Pavel și aveam pentru ce să trăiesc. Și Rita trebuie să fi văzut că Pavel era un line și a scris o grămadă de mesaje noi care o îndemnau să răspundă. Aliona a dat ecranul în jos imaginile cu Rita au apărut intermitent. Era aici, în casa ei. Da, fata asta nu era săracă, da. Și iată aici. Probabil cu părinții ei. Ochii Ionei s-au fixat pe fața mamei Ritei. Telefonul i-a căzut din mâini, femeia a alunecat încet pe perete, leșinând pentru a doua oară în acea zi. Iar Marina și soțul ei luau cina. Era una dintre acele seri rare în care Victor se întorcea de vreme acasă, iar Marina însă și nu avea niciun plan. Soții mâncau în tăcere, nu mai avuseseră subiecte comune de conversație de multă vreme. Marina nu voia să știe cum se descurca soțul ei la serviciu, iar el nu era interesat de modul în care soția lui își petrecea timpul. Singurul lucru pe care îl aveau în comun era fiica lor. După o tăcere lungă, Victor a pus soției sale o întrebare. Unde este Rita? În ultima vreme nu o văd prea des. Unde dispare? Nu am de unde să știu. A ridicat din numeri Marina. Ea nu-mi raportează mie. Probabil că e în oraș cu băiatul ei. Care băiat? Cu Dumitru? Nu mai știi nimic, a rânjit Marina. Fica noastră s-a despărțit de Dumitru, are un alt iubit de suflet. Și judecând după rita ceva se întâmpla între ei, a devenit destul de nervoasă zilele astea. Uite, Marina, tu stai acasă și nu comunici deloc cu fica ta, nu știi niciodată unde este, ce face. Înțeleg că e fată mare, dar nu atât de mare încât să nu o mai controlezi complet. Ea știe singură controlul a exclamat indignată Marina. Rita este ca un arici înțepător. Care se răstește la tine ori de câte ori o întreb ceva? Ei bine, ea se răstește doar la tine, ceea ce nici nu este de înțeles, pentru că ești mama ei, ar trebui să fiți apropiate, iar tu ești exact opusul. Victor nu a avut timp să termine de vorbit când Dorita dezordonată a dat buzna în sufragerie și a început imediat să țipe la mama ei. Mama, ce s-a întâmplat pe râu acum 15 ani? spune imediat. Rita, ești în toate mințile. S-a încruntat Victor. De ce ți la mama ta și ce s-a întâmplat cu tine? Ce fel de priveliște? Te-ai bătut cu cineva? Victor a observat zgârietura roșie aprinsă de pe obrazul fiicei sale. Nu m-am bătut, tată. O străină a vrut să mă bată. Rita s-a trântit brusc pe un scaun, a luat un pahar cu apă de pe masă și a început să bea cu lăcomie. Victor, încruntat, și-a privit fiica și a așteptat ca ea să se îmbată în sfârșit și să explice ce se întâmplase. Tată, o să-ți spun totul de la început, ca să fie clar pentru tine, a spus fata, văzând privirea încordată a tatălui ei. În prezent mă întâlnesc cu un băiat. Numele lui este Pavel. Este drăguț. Este foarte drăguț. Este student la facultate cu jumătate de normă, dar lucrează ca să-și poată ajuta mama. Ea l-a crescut singură. Pavel i-a vorbit întotdeauna mamei sale doar cu căldură. Îl iubesc pe Pavel. Tată, chiar îl iubesc. Nu mai e o pasiune copilărească, nu crezi. Și acum trei zile a dispărut. Nu m-a mai contactat. Nu pot să respir gândindu-mă că m-a părăsit. Chiar mă sufoc fără el, știi. În fiecare zi mă duceam la magazinul unde lucrează, dar personalul nu știa nimic. Pavel a dispărut pur și simplu, nu s-a mai prezentat la serviciu. Abia astăzi unul dintre vânzători a aflat ce s-a întâmplat cu adevărat cu el, a fost bătut pe stradă și se află încă la terapie intensivă. Am aflat la ce spital este internat. Am fugit direct acolo, iar mama lui este acolo. Tată, nu-ți poți imagina ce am văzut. A sărit pe mine chiar pe coridorul spitalului. La început am crezut că femeia e nebună. A vrut să-mi scoată ochii. Nu puteam să înțeleg cum cineva care nu mă văzuse niciodată se poate arunca asupra mea cu atâta ură. Dar nu a făcut o întăcere, Sipa urla că eu eram blestemul vieții ei. Că în urmă cu 15 ani, din cauza mea, își pierduse soțul iubit, tatăl ei, iar acum Pavel era bătut. Și din nou din cauza mea. Când această femeie a fost trasă de lângă mine de către asistente, am început să stric și eu. I-am spus că e nebună. Nu v-am mai văzut niciodată. De ce credeai că eu sunt motivul pentru care Pavel a fost bătut? Ce legătură are soțul dumneavoastră cu asta? Știi ce mi-a spus? Întreabă pe mama ta. Să-ți povestească cum acum 15 ani soțul meu și-a dat viața pe râu pentru copilul altcuiva, pentru tine. Mama ta era prea beată și prea veselă ca să aibă grijă de propria fică. Apoi mi-a spus să plec din spital și să nu mai îndrăznesc să mă apropi niciodată de fiul ei. Și el iubesc atât de mult pe Pavel. Tată, nu vreau să o ascult. N-am de gând să mă despart de el. Nu știu cât de rău a fost bătut. Dacă moare, mor și eu cu el, tată. Acum te întreb pe tine, mamă, deci ce s-a întâmplat pe râul acela acum 15 ani? Și de ce mă urăște atât de mult femeia aceea? Marina stătea nici vie, nici moartă. S-a îndreptat în scaun ca o sfoară întinsă. Iar ochii femeii s-au îndepărtat de soțul fiicei sale, cu panică citită în ei. Marina și-a dat seama că se întâmplase ceea ce se temea de atâta vreme. A crezut că timpul trecuse, că totul fusese uitat dar nu s-a dovedit că așa a ieșit adevărul din femeia aceea, strâmbând din ochi nervos. Nu înțeleg despre ce vorbești, Rita. Chiar e un fel de nebunie. Nu prea cred. A spus Victor Palit. Mă amintesc foarte bine povestea aceea. Un bărbat s-a necat pentru a salva copilul altcuiva. Și de ce mă amintesc? Pentru că atunci m-am gândit mult la altruismul acelui om. Chiar i-am dat lui bani ca ajutor material prin intermediul altora. Doar că de ce a crezut că acel copil erai tu? Rita. E clar că s-a înșelat. Poate că se men cu fata aceea. Poate că cineva a îndoctrinat-o. Ei bine. Victor s-a ridicat brusc de la masă. Acum, noi doi vom merge împreună acolo și vom lămuri situația. Da, da. Tată, hai să mergem, te rog! Rita a clătinat din cap. Spunei că nebuna se înșeală și că vreau să-l văd pe Pavel, vreau să știu ce are. Unde vă duceți? A țipat Marina. V-ați dat deja seama că femeia asta nu e în toate mințile se pare că pe baza frustrării și-a pierdut pur și simplu mințile. Marina s-a poticnit când a văzut privirea furioasă pe care i-o aruncase soțul ei și și-a dat seama că sămânța îndoielii fusese deja plantată în el. Aliona stătea pe canapeaua din salonul infirmierelor și cu Valeriană. Aliona, ce faci? Spuse cu groază familiar și asistenta. De ce sari pe fata pe care am crezut că o ai și ai tras tot părul? Chiar este aceeași fată pentru care s-a necat Mihail al tău. Chiar dacă ar fi fost, nu a fost vina ei. E de vină. Expiră slaba baliona, care devenise puțin letargică sub efectul sedativelor. Fiul meu a fost bătut din cauza acelei fete. Eu mi-am pierdut soțul din cauza ei. O urăsc pe mama ei. Doamne, le urăsc atât de mult! De ce, de ce s-au întâlnit pe modul nostru de viață? Și au devenit un blestem pentru familia noastră. Asistenta se strânse lângă asistentă și, cu o privire precaută la Aliona, spuse: Aliona, iată-le pe bărbatul acela care a sosit chiar cu fata pe care o cocoloșeai. Se pare că este tatăl ei și vrea neapărat să vorbească cu tine. Bineînțeles că nu-i lasă să intre în salon, te așteaptă jos, în sala de vizite. Lasă-mă să-i spun că ești bolnavă și că nu poți ieși. Omul e foarte respectabil, probabil că vrea să discute cu tine despre motivul pentru care i-ai bătut fica. Ce crezi, mi-e frică de ei. A sărit Aliona în sus. După tot ce mi s-a întâmplat în viața asta, nu mi-e frică de nimic și de nimeni cel mai rău s-a întâmplat deja. Aliona, Pavel este încă în viață. A spus timid asistenta. Da, fiul meu este în viață și pentru ca el să rămână în viață, trebuie să-l protejez de această familie. A trecut repede pe lângă asistenta și infirmiera speriată. Nu vreau să mai fac ceva rău din nou. A murmurat asistenta. Și si dacă va fi o bătaie, aliona noastră, se pare că nu are pe toți acasă. Cum de nu? A suspinat asistenta. Sunt câțiva ani lucrând împreună. N-am să uit niciodată ce i s-a întâmplat când s-a necat soțul ei. Apoi ea a fost peste tot Pavel, trăind pentru fiul ei și iată din nou. Și din nou din cauza acelei familii. De fapt, e ca un fel de destin. S-a dus la casa lui Victor aparent liniștită. Nu aveau de unde să știe că lucrează sedativele pe care i le dăduse asistenta. Aveau o oarecare sedare, dar ochii ei încă scânteiau de furie când o văzu perita stând pe banca de vizitatori a spitalului, alături de bărbatul respectabil. Victor a interceptat acea privire și a sărit de pe scaun, blocându-și fica cu el numele dumneavoastră este Aliona și mi-ați bătut fica. Nu am de gând să vă întorc favoarea. Cred că ați acționat în stare de șoc. Am înțeles că e din cauza unei povești care s-a întâmplat cu ani în urmă pe râu. Ce vă face să credeți că Rita este fata care s-a necat? Cred că vă înșelați. Eu? Aliona a rânjit cu amărăciune. Chiar credeți că am văzut în Rita o asemănare cu acea fetiță? Am recunoscut-o pe mama ei. O să mă amintesc de Marina dumneavoastră pentru tot restul vieții mele. De ce vă bateți joc de mine? Nu puteți să nu știți povestea asta. Și povestea asta știu, aveți dreptate și chiar îl admiram pe soțul dumneavoastră, dar habar n-aveam că i s-a întâmplat fetei mele. Dacă aveți dreptate, soția mea mi-a ascuns asta. Spuneți-mi ce s-a întâmplat atunci. Ce s-a întâmplat? Marina ta s-a îmbătat cu prietena ei și cu doi băieți. Nu a fost atentă la fiica ei, iar fata a căzut de pe o stâncă. Mihail și cu mine eram în drum spre casă când a izbucnit panica. Am auzit-o pe soția dumneavoastră țipând. Soțul meu nu a ezitat și a sărit după copilul dumneavoastră. El știa, știa despre acea pistă și m-a avertizat în repetate rânduri să nu mă apropii de ea. Dar Mihail s-a sacrificat în mod conștient pentru o șansă de a salva viața altcuiva. Apoi am venit la voi acasă să vă cer bani pentru un mormântare. A fost foarte jenant, dar nu aveam unde să mă duc. Am cerut un împrumut, dar soția dumneavoastră m-a tratat ca pe o cerșetoare. M-a certat și mi-a spus că nu i-a cerut soțului meu să sară. E vina lui că s-a necat. Marina nu putea să spună așa ceva. A țipat Victor. Da, este departe de a fi perfectă, dar nu este atât de cinică. Și văd că nu știți cu cine locuiți și nu știți ce se întâmplă în propria voastră casă. Cum puteți să nu știți că copilul vostru era să se nece? sunteți o familie putredă. Eu și Mihail am avut una adevărată. Ne-am iubit unul pe celălalt, iar după ce a murit, viața a devenit o luptă pentru supraviețuire. Fica dumneavoastră se descurcă bine, a crescut frumoasă, răsfățată. Dar fiul meu este la terapie intensivă din cauza ei și încă nu se știe dacă va supraviețui. Cum nu se știe, Pavel, că poate să moară. A strigat Rita din spatele tatălui ei. De ce din cauza mea? De ce mă învinovățiți pe mine pentru tot? Pentru că fostul tău prieten l-a bătut pe Pavel cu ajutorul unor halicani. Numele lui este Dumitru. Pavel și-a recăpătat cunoștința. Asta e tot ce a putut să-ți spună. Dumitru a făcut-o. Sunteți sigură? S-a întrebat Victor. Îl cunosc bine pe tatăl lui, multă lume îl cunoaște pe tatăl lui, credeți-mă. Iar anchetatorul, când a auzit acest nume, a făcut ochii mari. Atunci a fost clar că Dumitru al dumneavoastră nu va fi responsabil de nimic. Va fi. Răspunse Victor, privindu-le intens în ochii alionei. Dacă va fi vinovat, va fi responsabil. Vă dau cuvântul meu. Tatăl lui este puternic, desigur. Dar nici eu nu sunt ultimul om din acest oraș. Voi face tot ce pot, dar Dumitru va răspunde și altcineva va răspunde. Și ne vom revedea. Victor rosti ultimele cuvinte în mișcare, îndreptându-se hotărât spre ușă. Și trăgând de brațul fiicei sale care se împotrivea. Rita plângea, de ce, de ce ați spus că Pavel s-ar putea să nu supraviețuiască? Repeta ea întorcându-se spre Aliona. Asta era tot ce o interesa pe fată în acel moment. Marina, pe de altă parte, stătea în sufragerie, toată încordată și pregătită pentru conversația care urma să vină. Credea că era pregătită, dar la urma urmei, trecuseră atâția ani. Era tânără, prostuță. Victor trebuie să deconteze asta. Când soțul ei a năvălit în casă și deja deschidea gura, gata să-și dezlănțuie toată forța mâniei pe capul soției sale, ea nu l-a lăsat să facă asta. A început să vorbească prima. Da, știu că ești conștient de asta. Da, a fost Rita și ea a fost cea care s-a necat în râu. Și că, da, am făcut greșeala să mă duc la râu atunci, dar asta a fost cu mult timp în urmă. Poate că ți-aș fi spus atunci, dar îți amintești cum te-ai comportat. Cum ai dat vina pe acea mamă neglijentă? Ai spus, Doamne, iartă-mă, fără să știi că eu am fost. Și am avut dreptate, a răcnit Victor. Încă mai cred asta. Neglijentă e puțin spus. Eu cred că ești mult mai rea. Niciodată nu ai fost o mamă normală, iar eu te-am suportat toată viața doar de dragul fiicei mele. Și apoi se pare că fiica noastră nici măcar nu ar fi putut fi pe lumea asta dacă nu era un străin. Totul din cauza ta. Despre ce vorbești? Marina era în fierbere. El mă suportă și eu nu. Sau crezi că viața cu tine e de zahăr? Nu ești niciodată acasă și de câte ori am plecat împreună undeva, pot să număr pe decete. Tu crezi că asta e viața. Dar din câte știu eu, tu trăiești viața la maxim. Dacă tu chiar crezi că nu-ți suspectezi iubiții, nu-mi pasă deloc. Nu-mi pasă de tine, Marina, de tine și de cum îți petreci timpul. Principalul este să nu mai enervezi și să nu divorțezi de tine, ca să nu o traumatizezi perita. Apoi mai e și boala aia, nenorocita ta de infertilitate. Aș fi un ticălos dacă aș divorța de tine. Mi-am abandonat soția bolnavă, așa că am îndurat-o, nu mai simt nimic pentru tine de mult timp și nu-mi pasă dacă te plimb. Dar acum că am aflat că era să omori copilul, în timp ce mai mințit și te-ai căcat în sufletul văduvci care ți-a apelat la tine. Ești atât de nesimțită, Marina, încât nu vreau să te mai văd nici măcar o zi. Tu însă ți-ai înțeles deja asta pe acest nostru cu tine. Viața de familie a ajuns la un sfârșit logic. Femeia era furioasă, realizând că nu se mai putea face nimic acum, iar Victor oricum va divorța de ea. Voia să-i facă și ea o favoare. Așa să fie, dar divorțează. Să-ți spun ceva, nu ești doar un ren, ci și un prostănac. Ai spus că ai trăit după mine din cauza infertilității mele. Nu există infertilitate. Nu am vrut să am un copil, nu am vrut să am grijă de aci bebeluși cu muci. Și nu mi-a păsat că tu voi un fiu. Așa că a trebuit să te mulțumești doar cu o fică. Victor și-a privit soția cu un ochi răutăcios și a râs surprins. Crezi că m-ai călcat în picioare acum. Nu-ți face speranțe. Da, mi-a fost milă de tine și te-am crezut, de aceea nu te-am părăsit. Dar nu aveam de gând să renunț la copiii mei pentru tine. Am o a două familie în creștere. Doi băieți, cel mai mare are zece ani. Și acum nici măcar nu voi aștepta până când voi fi oficial divorțată de tine. Îi voi aduce aici imediat ce pleci de acasă. Și pleci astăzi. Și o să vorbesc cu Rita. Nu cred că va vrea să plece cu tine. Ești o mamă atât de rea încât fica ta nu te va susține niciodată. Marina încerca să facă o față bună la un joc prost. Și divorțează, și tu, mi-am dorit asta de mult timp. Nici eu nu voi fi singură iar la divorț îți voi lua jumătate din tot ce ai. Nici vorbă, Marina, o să pleci cu fundul gol. Presupui nu că știu toate înșelăciunile tale, eu nu mă ocup de mult timp, nici nu bănuiești nimic. Ai semnat deja actele și nu primești nimic la divorț. Nu se poate. A țipat Marina. Ticălosule. Eu nu am semnat nimic. Și chiar dacă ai făcut-o, o să angajezi un avocat, iar el o să dovedească faptul că ai falsificat totul prin înșelăciune. De ce ai de gând să angajezi un avocat, Marina? E nevoie de bani buni ca să angajezi un avocat bun. Acum gândește-te cine are mai mulți bani. Tu sau eu. Știi, când ți-am dat actele să le semnezi, nu aveam de gând să le folosesc pentru orice eventualitate și acum îmi dau seama că în afaceri e chiar o mică pedeapsă pentru că ești tu. Dumitru se legăna în club în ritmul unei muzici scomotoase, când doi bărbați în civil s-au apropiat de el agitând rapid o crustă în fața ochilor lui. Unul dintre ei a aruncat. Sunteți arestat. Dumitru era puțin drogat și a început să râdă straniu. Sunt reținut. Știți măcar de cine vă apropiați. Știi cine e tatăl meu? Știm, știm. Murmură unul dintre polițiști împinându-le grosolan pe Dumitru în mașina de serviciu. Știm cu toții toate întrebările către superiori. Ar fi trebuit să vedeți confuzia de pe fața tipului când și-a dat seama că tot ce îi se întâmpla nu era o glumă. Chiar îl duc la secție, știind în același timp cine era tatăl său. În dimineața următoare, o secretară confuză a trecut pe la biroul lui Victor. Victor, tatăl lui Dumitru a venit să vă vadă. I-am spus că sunteți ocupată. Dă-te la o parte. Am pins-o nepoliticos fata, un bărbat plin de chelie, într-un costum scump, a dat buzna în birou. Bună ziua, Victor, am să trec direct la subiect. Știi că ieri fiul meu a fost arestat în club. Știu. Victor a dat din cap liniștit, fără să facă vreo încercare de a-i oferi mâna vechii cunoștințe. Știi, da. Se încruntă bărbatul. Și eu care credeam că nu e adevărat, când mi s-a spus că picioarele acestei detenții cresc de la tine. E adevărat, Oleg, fiul tău a bătut cu brutalitate un băiat și va fi tras la răspundere pentru asta. Cine a spus asta? s-a enervat bărbatul. Cine e băiatul? Apropo, e doar o ceartă pentru o fată, fiica ta. Dar tipul ăla nu e nimeni și numele lui nu e nimic. Nu înțeleg. Îmi porți pică personal. Nu, nu e nimic personal, doar că tipul nu e un străin pentru mine. Hai să rămână așa. Și cine e el pentru tine? E atât de apropiat de tine încât vrei să te lupți cu mine pentru el. Nici nu ai idee cât de apropiat. Sunt gata să lupt dacă va trebui. Victor s-a ridicat de la masă. Știind totdeauna s-a spus că cine are cei mai mulți bani are dreptate. În cazul de față, tu ai pierdut. Iar eu nu fac nimic ilegal. Fiul tău va fi responsabil doar pentru ceea ce a făcut și crede-mă, va fi pedepsit. Dacă vrei să te lupți cu mine, Oleg, crede-mă, voi merge până la capăt. Bărbatul a început să transpire. Îl cunoștea pe Victor de mulți ani și înțelegea că atunci când spunea că va merge până la capăt, o făcea. Oleg cunoștea la prima mână încăpățânarea și natura principială a acestui om. Iar capacitățile lui Victor erau, de asemenea, înțelese de Oleg. Nu ne cunoaștem de curând. De ce imediat în închisoare? Dar nu era un lucru grav. Poate că va scăpa cu o condamnare cu suspendare. Nu. A spus Victor cu înțeles, pe același ton calm. Cum hotărăște instanța, așa va fi de data asta, conform legii. Dumitru nu este singurul tău fiu, așa că gândește-te cum ar fi ceilalți doi, dacă tatăl ar da faliment. Chiar și așa. A strâmbat din nas Oleg supărat. Chiar și așa, a spus Victor. Era și timpul. În spital, Aliona plângea pe sub ușa secției de terapie intensivă. Medicul îi dăduse de curând o veste teribilă rinichii lui Pavel Cedau, avea nevoie de un transplant. Bineînțeles, va fi pus pe o listă de așteptare pentru un organ de la un donator. Dar Aliona lucrase prea mult timp în medicină și știa foarte bine care sunt șansele de a aștepta în acea coadă. ia -le pe al meu, pe al meu. A strigat ea fără să stea pe gânduri. Doctorul a dat din cap, ca și cum ar fi știut dinainte reacția mamei ei. Este, în principiu, posibil. Haideți să vă supunem la examenele necesare. Ne vom asigura că organul dumneavoastră este potrivit pentru transplant. Cu câteva minute în urmă, doctorul a spus că riniul ei nu este potrivit. După câteva lacrimi, Aliona a încercat să se adune. Nu mai plânge, trebuie să găsim o soluție. Trebuie să facem ceva. Mergea vreme pe ore. Cine mai bine decât ea să știe asta? Femeia se îndreptă. Își șterse ochii roșii și abia atunci o văzu pe Rita aruncând o privire de după colțul care ducea la secția de terapie intensivă. O prostuță curajoasă. Se gândi femeia. De ce ai venit din nou aici? Îți spun inexplicabil ca să nu-ți mai arăți fața. Dar băteți-mă! Rita făcu un pas după colț. Băteți-mă, smulgeți-mi tot părul din cap și tot o să vin oricum. Am stat mult timp aici și te-am auzit vorbind cu doctorul. Pavel, am nevoie de un transplant de rinichi și al dumneavoastră nu e potrivit. Luați-le pe al meu, sunt gata. Și Aliona o privi cu atenție pe fata emoționată și plină de peteroșii. Știi ce-mi propui, prostuțo? Nu e o operatie ușoară se poate întâmpla orice atunci când preiei un organ de la un donator. Ai putea să mori, dar chiar dacă va ieși bine, nu vei avea decât un singur rinic. Nu e chiar o viață plină, să știi. Nu sunt atât de proastă pe cât credeți. Sunt conștientă de riscuri. Și chiar dacă mor, nu mă deranjează. Nu, nu e cuvântul potrivit. Nu sunt de acord, insist. Sunt gata să-mi smulg griniulă la din mine atâta timp cât Pavel supraviețuiește. Când mă gândesc că s-ar putea să nu mai trăiască, nu mai vreau să trăiesc. Aliona se uită la Rita gânditoare, ca și cum ar fi văzut-o pentru prima dată. Prostuță, fată ce ești. Încă nu înțelegi nimic. Ești minoră și nu ai dreptul să decizi singură astfel de lucruri. Poate că recunosc că îl iubești pe fiul meu, dar nu pot face nimic în privința antipatiei mele față de tine. Îmi pare rău. Rita a ieșit din spital înfierbântată și s-a repezit pe carosabil, blocând calea unei mașini galbene cu pătrățele. Taximetristul a frânat brusc, aproape că a lovit-o pe fata care stătea în drum. A sărit din mașină și s-a năpustit asupra ei cu pumnii. Ce faci, nebuno?" te-ai săturat de viață. Sar de pe pod și aruncă-te. Eu nu am nicio legătură cu asta. Va trebui să stau în închisoare în locul tău. Rita nu l-a ascultat. A fugit la ușa pasagerului, a deschis-o și a urcat în mașină. Duceți-mă în centru, acum. Nu voi coboră din mașină. Duceți-mă. Duceți-mă, mă grăbesc la tata taximetristul își legăna deja privirea spre pasagerul nedecvat. Ori e nebună, ori chiar i s-a întâmplat ceva acestei fete. Bărbatul s-a urcat în tăcere la volan și a întors brusc mașina. Secretara lui Victor abia și revenise după vizita lui Oleg care o îmbrâncise cu brutalitate. Și atunci Rita a dat deja buzna și s-a repezit la ușa tatălui ei. Tatăl dumneavoastră n-are timp, are o întâlnire. Nu a avut timp decât să-i strige secretarei sale. Rita a intrat în grabă în birou și, ignorând mai mulți bărbați respectabili care stăteau la o masă lungă, a strigat. Tată, tată, trebuie să-mi dai urgent permisiunea de a deveni donator de rinichi pentru Pavel. Așa. Se întinse supărat Victor. Nu cred că te-am crescut prea bine, fică. Tu nu vezi nimic în jurul tău. Nu vezi oameni care stau în jur și tu dai buzna înăuntru. Ești în sala de așteptare, așteaptă acolo. Nu, tată, cazul ăsta nu poate aștepta. Pavel ar putea muri. Rămânem fără timp, cu orele, poate cu minutele. Bine, am înțeles, a suspinat tata cu greutate. S-a întors către personalul său. Scuzați-mă, ați putea să ne lăsați. Ședința se amână. Îmi pare rău, afaceri de familie. Oamenii s-au ridicat, au aruncat priviri nemulțumite la fica needucată a fiicei șefului și au plecat. Haide, Rita, te ascult cu atenție. Ce s-a întâmplat? Am fost în spital. Rinichi lui Pavel cedează. Are nevoie urgentă de un transplant riniul mamei sale nu se potrivește, va trebui să așteptăm la coadă, iar el s-ar putea să nu mai aștepte. Eu sunt tânără și sănătoasă, aș putea trăi cu ușurință cu un singur rinic, dar sunt minoră și trebuie să semneze autorizația. Nici nu se pune problema, uite e Victor. Rita a țipat. A țipat și a țipat, fără să observe cum tatăl ei stătea cu mâna în cap și nu-și băga deloc în seamă fica. Se gândea intens la ceva. Rita, taci, a spus el în cele din urmă, ridicând capul. Ți-am spus deja că nu vei fi tu donatorul. Voi fi eu, dacă riniul meu este compatibil. Dar. Cumva, cred că așa va fi. E lucrul cel mai bun de făcut. Tata și-a dat viața pentru tine, iar eu dau doar un rinic pentru viața fiului său. Marina își urmărea fica în fața școlii. Nu era prima dată când femeia făcea asta. Nu pentru că era dor de Rita, ci pentru că avea nevoie de bani. Bineînțeles, Marina nu plecase cu mâna goală din casa soțului ei, avea bani și destule bijuterii. Doar că se mutase cu un amant tânăr și la com. Nu la com în ceea ce privește mâncarea, ci în ceea ce privește nevoile. Tipul era obișnuit să trăiască pe picior mare și nu avea de gând să-și micșoreze pofta. Marina locuia acum pe teritoriul lui, deși el nu-i o ceruse. Banii Marinei s-au terminat cu viteza fulgerului, iar tânărul prieten a început să facă aluzie la faptul că nu avea de gând să întrețină o mătușă adultă. Și nu aveau nicio obligație, se întâlneau doar pentru distracție. Marina se simțea umilită dar nu avea unde să se ducă. Așa că s-a adresat pentru prima dată fiicei sale. În mod previzibil, Rita a decis să rămână cu tatăl ei. Rita avea bani, tatăl ei nu era niciodată zgârcit când venea vorba de fiica sa iubită și i-a dat mamei sale de mai multe ori, dar banii tindeau să se termine repede. Rita, bună, îi făcu cu mâna marinei și de pe geamul între deschis al mașinii, pe care Victor îi permise cu generozitate să o ia. Mi-a fost dor de tine, haide, urcă în mașină. Rita, cu un oftat trist, s-a despărțit de prietenele cu care coborâse de pe veranda școlii și s-a îndreptat spre mașina mamei sale. Nu am bani, a fost prima frază a fetei care s-a așezat lângă Marina. De ce vorbești despre bani deodată? s-a bosumflat mama ei. Nu pot să-mi vizitez fica. Ți-am spus că mi-a fost dor de tine. Nu mă minți, nu ți-a fost niciodată dor de mine. De fapt, nu aveai nevoie de mine și acum înțeleg asta. Ai venit pentru bani, iar eu nu i-am. De ce nu? Marina a ridicat din sprâncene. Ce, tatăl tău a trecut la noi lui copii și tu nu primești nimic de la el. Nu e treaba în asta. Dacă tatăl meu îmi dă sau nu banii, nu e treaba ta. Nu mai am niciun ban pentru tine. Știu că nu ai plecat de acasă cu mâna goală și știu pe cine ai cheltuit. Să nu mai vii să mă vezi! Uite cât de importantă! își curbă Marina buzele. Și cine îmi spune asta? Propria mea fică. Și tatăl tău e un erou și-a donat riniul unui tip. Tot orașul îl trâmbițează, e peste toate grupurile. Evident, e pentru publicitate. După asta, trebuie să facă rost de bani. Dar și-a alungat soția din casă și și-a adus a două familie, fără să scoată o vorbă despre asta. Deci, cum trăiește noua ta familie? Cum îți plac frații tăi? Frățiorii sunt normali a tăiat Rita. Și mama lor e normală, deci nu are o înfățișare de fotomodel. Dar e casnică, aleargă de colo-colo, se uită în gura tatălui. Poate că el a vrut-o așa de la bun început. Cred că mariajul vostru a fost o greșeală. Nu trebuia să mă naște atunci, iar Pavel ar fi avut un tată. Nu sunt decât o pacoste. Dacă Marina ar fi fost o mamă atentă, ar fi observat că fiica ei era deprimată. Dar nu i-a păsat. Se întreba frenetic ce să facă în continuare, de unde să ia bani, pentru că, fără ei, iubitul e evident că o va da afară. A fost foarte clar în privința asta. Nici Ritei nu-i păsa de grijile mamei sale. A trântit ușa mașinii cu putere, a sărit din mașină și a fugit să-și ajungă din urmă prietenele. Nu voia să se întoarcă acasă. Era adevărat că tatăl ei avea acum o nouă familie acolo. Nu că Rita ar avea ceva împotriva lor, îi înțelegea, căci nu mai era o fetiță. Dar doar că casa devenise puțin ciudată. Rita se simțea deprisos și poate nici măcar în casă, poate chiar în această viață. Și totul părea să fie bine. Nu cu mult timp în urmă fusese atât de fericită când transplantul de rinichi al lui Pavel fusese un succes și era clar că băiatul va trăi. După ce își donase organul Victor se simțea bine, fusese deja externat din spital. Dar cu Pavel lucrurile erau mult mai complicate. El încă zăcea în pat, dar, după cum spuneau medicii, era în curs de vindecare de otită. Rita afla toate acestea de la tatăl său, Aliona tot nu o lăsa să se apropie de fiul ei și interzicea fetei să se apropie de spital. Îi sunt recunoscătoare tatălui tău, dar nu poți fi împreună cu Pavel. A spus ea. Tu porți numai nenorociri. Rita a crezut în aceste cuvinte. Chiar începuse să îi separă așa fetei. Se scufunda într-o depresie severă. Nu mai voia să fac absolut nimic. Nici să se ducă acasă, nici să iasă cu prietenii ei. De ce nimic? Își dorea să fie cu Pavel, dar era imposibil. Victor lucra în biroul lui, medicii îi sfătuiseră insistent să se odihnească la pat după externare, dar bărbatul se simțea bine de multă vreme. A încercat să nu meargă încă la birou. Ocupându-se de afaceri. De acasă, bărbatul a făcut ceea ce îi promisese Marinei imediat după ce a dat-o afară din casă, a adus aici o a doua familie, după ce aranjase în prealabil cu Băieții erau fericiți, iar Iulia, mama lor, sufla praful de pe Victor. Nici măcar nu intra în biroul lui fără să bată la ușă, de teamă să nu-l deranjeze în timp ce lucra. Așa că acum parcă cineva zgâria ușa masivă, iar apoi se părea capul Iuliei. Victor, ești aici. A venit prietena Aritei să vorbească cu tine. Vrei să ieșiți să vorbiți în sufragerie sau vrei să intre aici? Lasă să vin aici. Probabil că în sufragerie sunt băieți care umblă în cap. Asta e, râse Iulia. Câteva minute mai târziu, Alina, prietena apropiată a Aritei, a intrat în biroul lui Victor. Bună ziua, a spus ea stânjenită. Rita nu știe de vizita mea la dumneavoastră, iar vă rog, nu-i spuneți că se va supăra. Dar eu sunt foarte îngrijorată pentru ea. Ce s-a întâmplat, Alina? Văd că Rita e tristă, dar e din cauza lui Pavel. Mama lui nu-i mai lasă să se vadă, așa că e tristă. Dar în timp îl va uita. Tristă, va uita! a exclamat Alina. Eu nu i-aș spune așa. Știi că fiica dumneavoastră se duce pe acoperișul blocului neterminat și stă ore întregi privind în jos. La ce credeți că se gândește în acel moment? Îmi fac griji pentru ea. I-a intrat în cap că nu face decât să aducă nenorociri celor din jurul ei. Și că fără Pavel nu are viață pe lumea asta. Și eu la început credeam că e doar îndrăgostită, și apoi îl uita. Dar știți că nu e adevărat. Rita chiar îl iubește pe tipul ăsta. Trebuie să facem ceva în curând. Sunt foarte îngrijorată pentru Rita. După cuvintele fetei, Victor s-a îngrijorat. Habar n-avea că sentimentele fiicei sale pentru acest tip erau atât de serioase. Aliona a luat lucrurile fiului ei de pe noptieră din spital și le-a stivuit frumos în saci. În sfârșit venim acasă cu tine, fiule. Ți-am făcut niște prăjituri cu varză, așa cum îți plac ție. Femeia pălăvrăgea într-una. Dar Pavel se încrunta, iar mama lui știa motivul. Rita. De îndată ce băiatul și-a revenit, Aliona i-a spus că nu-i va permite să iasă cu această fată și a explicat motivul. Dacă vrei să mă omori, du-te și ieși cu fata asta treci peste mama ta. Așa și-a încheiat femeia monologul. Nici măcar nu a fost afectată de faptul că Victor i-a donat un rinic fiului ei și că bărbatul a deschis un cont cu bani mulți pe numele său. Și bani pe care, de altfel, femeia îi refuzase de mult timp și pe care era pe cale să i dea înapoi lui Victor. Atunci a avut loc prima lor conversație serioasă. Înțelegeți, Aliona, aceasta este o mică parte din ceea ce am de făcut pentru voi. Eu am renunțat la riniul meu, iar soțul dumneavoastră a renunțat la întreaga lui viață. Bineînțeles că nu-l veți primi înapoi, dar, Aliona, gândește-te, oare nu l-ar fi meritat Mihail dacă ar fi fost în viață? Și de aceea că nu este, este vina cui? Pur și simplu. Vreau ca Pavel să facă studii superioare cu normă întreagă. Ei să muncească așa cum o face acum, iar tu să nu mai freci podele în spitalul tău. E timpul să te odihnești. Pavel își va termina studiile, dacă are creier, își va începe propria afacere. Va avea un capital de pornire. Lasă-mă să fac cel puțin asta pentru tine. Aliona s-a gândit mult timp la asta, apoi a stors-o bine. Vom accepta banii dumneavoastră. Lăsați-l pe Pavel să aibă șansa unui viitor normal, nu ca și la mine. Dar țineți minte că oricum nu-l voi lăsa să se întâlnească cu Rita. Dreptul dumneavoastră! Apoi ridică din numeri Victor, luând cu ușurință relațiile tinerilor. Aliona și fiul ei au ieșit pe poarta spitalului, iar Pavel a respirat din plin aerul proaspăt care îi lipsea în secția de spital. În acel moment, o mașină uriașă s-a oprit în fața lor. Victor a sărit din mașină și a luat bagajele. Nu trebuie. Vom ajunge cu autobuzul. Spusese Aliona. Bărbatul nu l-a ascultat. Bărbatul nu le-a ascultat obiecțiile și i-a împins la propriu în mașină puțin mai departe de spital, a oprit prima parcare care i-a ieșit în cale, a oprit motorul, s-a întors pe jumătate și s-a uitat la Pavel, care stătea pe bancheta din spate. Deci, Pavel, ce părere ai despre fica mea? O iubesc. Fără să se gândească o secundă a răspuns el înțeleg, se întinse Victor. Atunci explică-mi de ce ai acceptat interdicția mamei tale. Pavel a ezitat, apoi, coborând ochii, a spus încet. N-am acceptat. Ce? A strigat Aliona de pe scaunul din față. Și ea s-a întors imediat împotriva fiului ei. Cum adică nu ne-am împăcat? Cum adică? Ce tot vorbești? Mama înțelege, eu nu mă gândesc decât la Rita tot timpul, și te înțeleg, și nu vreau să te supăr dar nici eu nu pot să nu mă gândesc la ea. Voiam să mă duc să o văd, să vorbesc cu ea și dacă e de acord cu despărțirea noastră. Ei bine, nu voi insista, bineînțeles. Nu s-a împăcat. A strigat Victor. E foarte în dezacord. Atât de mult încât se gândește să se arunce de pe acoperiș. Am aflat asta de la prietena ei. Aliona, tu ești o persoană matură și înțeleaptă, ce faci? Lasă-i pe tineri să-și decidă singuri soarta. Nu e vina lor pentru păcatele noastre. Cu cât ne amestecăm mai mult acum, cu atât mai mult vor fi atrași unul de celălalt. Se vor împrăștia singuri, dacă nu e destinul lor. Dar noi nu trebuie să ne implicăm. Dacă fica mea se aruncă de pe acoperiș te vei simți mai bine. Se va prim că Mihail al tău murit de după ce și-a dat viața pentru ea. Trezește-te, Aliona! Femeia aproape că a plâns. De ce faceți din mine un monstru? Eu însumi mi-am revizuit atitudinea față de această fată atunci când a fost dornică să renunțe la riniul ei. Dar mi teamă, am un fel de teamă nebună. Pavel și-a pus mâna pe umărul mamei sale și a zâmbit. Nu-ți fie teamă, mamă, totul va fi bine acum, cu siguranță. Toate scheletele au ieșit din dulapuri și numai fericirea ne așteaptă. O săptămână mai târziu, doi tineri, un băiat și o fată, au venit la cimitir. Fata avea în mâini un buchet imens de trandafiri stacoși. Iată-le pe tatăl meu, a spus băiatul, oprindu-se lângă unul dintre morminte. De la mormânt te uita la fată cu chipul deschis și prietenos. Mulțumesc! a șoptit Rita, așezând florile pe mormânt. Vă mulțumesc pentru viața mea. Și pentru Pavel.